Tânărul este acuzat că după ce a dat cu mașina peste un bărbat de 31 de ani la Hulubești, l-a lăsat în șanț și a fugit acasă. Abia după 3 ore a anunțat poliția că a accidentat mortal un tânăr. Șoferul spune că a fost foarte speriat și că acum regretă ce a făcut. Vă pare rău pentru ce ați făcut? Da, pare foarte. De ce l-ați sunat atunci? M-am speriat, am fost în șoc total și n-am mai știut ce să mai fac, n-am știut ce să mai fac. Poate mai avea șansa să trăiască după. Îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat. Ați verificat dacă mai trăiește? A fost de două ori la fața locului și m-am sunat de la trei ori. După ce a ajuns acasă, i-a povestit mamei sale ce a făcut și împreună cu aceasta a mers la fața locului din nou. A văzut că bărbatul accidentat era mort, dar nu a anunțat nici de această dată organele de poliție. S-a speriat, a venit acasă, mi-a spus de ce e vorba. Mi-a venit rău și mie, mi-a venit rău și lui. Am mai spus și dumneavoastră cu el la fața locului. Da. De ce n-ați sunat? N-am mai realizat. Când am fost acolo, era tot acolo aruncat în șanț, cu fața în jos. N-am mai realizat. Abia după 3 ore, la sfaturile fratelui său mai mare, șoferul a anunțat autoritățile. Tânărul a fost dus marți în fața magistraților de la judecătoria Găiești cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii au decis ca acesta să stea în arest preventiv pentru 30 de zile. Tânărul a contestat la Tribunalul Dâmbovița măsura dispusă de judecătorii din Găiești. Recursul se va judeca în zilele următoare.